O, salutare, salutare, wow, te salut, Petri, Adi, Coftelul, pe cine mai avem, pe Teodor, Cosmin, El Turino, Trick, Shadow, vă salut pe toți. Ok, mamă, mi se pare mie sau camera m-a deplasat un pic, dar nu-i baie, las că trecem noi înapoi. Ok, limita de 60 în localitate. Pe aici trebuie să ieșim. Fai, ce frumos e pe aici, iată. Ia uitați-vă ce frumos. Ok, mă tot deplasează într-o parte, vă că... Ia să vedem. Nu mă dă înapoi? Păi ești nebun. Mamă, cât de mult a trebuit să-l dau. Pe unde umblu? Prin... stai puțin, imediat. Bruxelles. Sunt în Bruxelles și am cursă până la Ploc în Polonia. La Lidl, promot. Bună seara, Adrian. Te salut, Dane, Cosmin, pe cine? Pinguinul. Vă salut pe toți. Bună seara, Romeo. Stai puțin, ceva nu-mi place mie și va trebui să o refac. Ia să îndepărtăm noi un pic microfonul, îl ridicăm și să mă dau cu scaunul un pic mai încoace. Sau mai încoace, opa. Ok. Ia să vedem, mai că e bine. E bine. Nu e bine, bine, dar totuși e bine. Mai fac niște ajustări, setări. No, nu e ok. Ia să vedem. Te salut, Gianni. Te salut, micuțu. Toată Bucovina aici, ai grijă ce vorbește. Te salut, Cristi. Salutare, Dan. Salut, Gianni. Mă scuzați, mă scuzați un moment. Mai fac setările la cameră. Și al doilea moment e că mă apuc o durere de măsea. Stop. Oh, și e greu. E greu când te apucă durerea. Să mor dacă nu. Nici nu știu cum să o gestionez. Să urlu, să țip sau să tac. Fix acum a început să mă iei această durere. Perfect. Uite că și-a revenit. Dăm drumul la frână. Unde mergem? În, cum se cheamă? În Polonia. Ia uite ce frumos arată pe aici. Azi mergem în Polonia, din Polonia vedem după urmă. Aș vrea să țip, dar mie că mă doare. Bună, Flash. Da, dar ce-a mai rezolvat-o? N-am mai rezolvat nimic acum seama. Salut, Alexandru. Ai văzut noul mod de mașini? Nu, nu. De obicei nu prea mă uit la moduri cu mașini. De ce să mint? Schimbăm banda. Mai vii la satul mare? Mamă, la satul mare, sincer, nu cred că o să mai ajung foarte curând. Ultima oară acolo mi-au furat combustibilul. Mi-au furat motorina, am sunat la poliție. Poliția m-a amendat că am sunat la 112 și nu mi era pusă viața în pericol, ci că dar mi-au furat toată motorina din rezervor. Deci, ce să-ți mai zic? Și au zis că au fost băieți faini, că mi-au dat amenda cea mai mică și așa mai departe.
De asta, pe acolo nu știu dacă mai trec vreodată. Dacă e, mă fac că nu văd. Închid ochii și trec mai departe. Deci nu mai fac popaseri pe acolo. Te salut, Hyper. A, cu mâinile pe volan? Da, am văzut cu tatuatul ăla. Am văzut pe ETS2.NT. S-a postat astăzi, dacă nu mă înșel, la cel mod. Te salut, Alessio. Dacă voi merge vreodată la Arad, niciodată, însă nu zici niciodată, deci e posibil să ajung și pe la Arad. Unde sunt Hyper? Păi sunt în Belgia, dacă nu mă înșel. Bruxelles, da, Belgia. Pinguinul, da, da, totul e bine și frumos și călare și pe jos. Dacă te iau cu mine, da, da, categoric. Dacă mai am camionul man, da, da, camionul e primul camion, cum se uide manul meu. Mâine dacă fac tot pe promo live, mâine nu știu dacă o să pot să fac live, nu știu dacă o să mai pot să fac live-uri câteva zile. Câte și cum, nici eu nu știu. Deci, încă nu știu nici eu în ce apă mă scald. E posibil să fac, e posibil să nu reușesc să fac. O vom afla cu toții mâine. Te salut, Alex. Hai să schimbăm melodia. Ok. Ne așezăm și noi comod. Avem 91 de km la oră. Băgăm pe 95 și rupem autostrada în două. Hyper nu mai am o marcă preferată. Îmi plac manurile. Da, e bine spus. Îmi plac și DAF-urile, modelele vechi. Toate îmi plac. Toate au un farmic aparte, dacă știi ce zic. Dar acum n-aș putea să spun, frate, că ăla e de suflet, ăla... Îmi place Volvo, dar nu mă omor neapărat. După Volvo îmi place Paint-ul, cum arată pe dânsul. Pentru comunității, adică uite la acesta. Deci pe Volvo e criminal, după mine e cel mai frumos Paint ever pe care l-am găsit, adică cu ajutorul DLC-ului, sau cum vrei să-i spunem, uite. Despre acesta e vorba. Nu că n-arată bine și aici, și aici arată foarte bine. Ai voie cu apă la volan? Da, cum să nu? Dar ce vrei, să mor de sete sau ce? E interzis să bei apă? Băutură alcoolice, ce n-ai voie. Bună, Cosmin. De ce cu Highway și nu cu Westway? Pentru că joc pe multiplayer, Alex, dacă nu ți-ai dat seama. Și eu n-am jucat încă cu... cum se cheamă? Westway-ul. Apropo, eu încă n-am jucat, chiar dacă a apărut modul de nu știu cât timp, n-am jucat niciodată cu dânsul. L-am avut în calculator, dar nu... Nu l-am încercat. Chiar nici nu știu cum arată pe interior, ești nebun? Mă jur, deci uitați-vă pe live-urile mele, nu o să găsiți niciodată scris SUE, încă. Am zis că o să aștept să apară în joc. Dar totuși mă gândesc că ar fi mai bine să caut și modul, încât să fac comparație dintre mod și ce ne oferă SCS-ul. Ești la Liji. Ok. Ia să vedem. Eu unde mă aflu. Köln. Uite că eu am trecut de Liji. Eu sunt la Köln. Eu o las o leac mai ușor. Dar acum depinde dacă ți-ai luat cursă și tu. Hai să vezi tehnologia acolo. Îmi dau seama. Da, îmi place și Scania așa de... Categoric îmi place.
Seamănă în proporție de 40% cu highway-ul și în proporție de 80% cu Scania, nu? Dacă o să bage în joc noul Iveco, da, cu siguranță va apărea în joc. Când și cum nu știe nimeni. Poate o să apară martie acum sau poate la anul. Ce DLC-uri se mai merită să-mi iau? Păi, tu Flash, la cât joci tu, Eurotrack nu se merită. Mă jur, eu ți-o spun pe față, frate, la cât joci tu nu se merită. Mai degrabă îți cumperi la alte jocuri care îți plac ție. Păi eu nu știu ce jocuri îți plac ție, înțelegi? Ca să dau presupusul. Încearcă Survivor-e, nu știu dacă îți plac ție. Chestii de genul în care dai cu târnăcopul, cu lopata, cu sapa, îți ridici o casă. Știi ce zic? Jocuri de genul. Alea sunt interesante, foarte, foarte, mai ales dacă ai cu cine să le joci, să faci un squad. Eu zic că e jocul perfect. În jocul meu... În jocul meu... Nu înțeleg mesajul. Am încercat într-un joc nou, am băgat. Chiar nu înțeleg ce vreau să scrie acolo. Dar ai băgat 50 de euro azi în jocuri, ok. Câți căiuți are Iveco? Maxim 560 sau cât are Iveco? Parcă așa ceva. Și care e jocul tău preferat? Că asta, în ce, în 5M? GTA 5 ca aia, sau Farming? De când joc eu Eurotrack-ul? De 4 ani de zile? 4 ani și o lună? Ceva de genul? Aia și o lună și vreo 3 luni? 4 luni? Ceva de genul. Dacă o să mai fac live cu 5M-ul, cu siguranță o să mai fac. Unde sunt că nu-ți dai seama? Cred că sunt acum prin Germania. Bate fiica mea, nu știu, ești nebun. Te salut, Andrei. I-am luat 16 trepte, tu îți dai seama ce investiții am făcut în cutia asta? Deci eu când mă apuc să schimb vitezele, dacă ar fi să le schimb pe manual, ar trebui să fac mămăligă la sfârșit. Te salut, Laurențiu. Unde sunt veterani care au jucat ETS-1? Dar cine n-a jucat ETS-1? Eu am început să joc cu King of the Road. Deci ăla joc, tatică. Deci primul meu simulator cu ghilmele de rigoare sau ceva de genul a fost King of the Road. Și a fost demențial jocul ăla, mă jur. Deci chiar nu mai știu nimic azi. Păcat, păcat, trebuia să mai scoată. Acolo dacă nu opreai la semnalele poliției era un elicopter care trăgea în tine. Și spărgea cauciucurile, ți exploda motorul. Super tare. Acolo, dacă terminai pe primul loc, că era un fel de competiție când luai o cursă, ceea ce mi s-a părut super wow, dacă ajungeai primul la destinație în timp, adică ajungeai primul înaintea celorlalți 4, 6, 8 persoane la destinație, îți dădea voie în termen de 4 minute să-ți angajezi un șofer. Atenție! Și șoferul nu-l puteai angaja de oriunde decât trebuia să mergi în parcări. Parcările nu erau în orașe, trebuiai să alergi rapid prin mai multe parcări, că nu găseai peste tot. Și așa mai departe. Hugo Sandval? Gavl? Te salut, Teddy.
mai bună aia de 12, mi se pare. Eu am luat-o ca să nu am probleme la în rampă, privind că este Iveco, orice este posibil. Nu e nicio problemă, Alex. Hyper, ca să prinzi mai mult, trebuie să debifezi, cum se cheamă, limitatorul de viteză, că e bifat la tine, din setări. Aici trebuia să frânez, oare? Hai că am frânat. Am frânat în ultima secundă. Vedem pe cineva în oglindă, nu vedem pe nimeni, deci îi dăm. Am 90 acum și îi dăm spre... Ia să vedem. Suficient, nu? 91. Îl ridicăm de acum, de aici. Uite așa. Era un BMW E46 în parcare. Te salut, Teco. Bună seara, domnul Ovidiu. Să ții un mod de motor cu... Nu iau astfel de motor, că nu sunt realiste. Adică nu că n-aș încerca, dar nu mi se pare frumos să bag pe camion așa ceva, rachetă să-l fac, înțelegi? Mâine, poi mâine mai mă puneți să-mi bag și moduri de tancuri și le-am avut pe toate, știi? Salutare, Șamarc. Nu știu dacă te-am salutat. La mulți ani, Alexandru. Mulțumesc, Alexandru. Te salută, Mario. Ce cazan are frâne pe tambur? Salutare, Andrei. Mulțumesc, Shadow. Mulțumesc frumos. Și chiar vă mulțumesc și pentru like-urile acordate până în momentul de față. Da, Alex. Joc din volan. Tu ai train everywhere? Nu cunosc. Mă gândesc că e mod de remorcă, de... ca și încărcătură, trenul ăla. Na, nu știu ce să zic. Era mișto cu trenul, cum se cheamă, pe Islanda. Ai toate detaliile în descriere, Alex. Unde sunt fanii, man? Te salut, puiule. Doamne ajută cu leguțul. Părere despre Camaz? Nu știu ce să zic despre Camaz. Am jucat cu el de multe ori. Nu știu ce să zic. E ciudățel. Primul lucru când zici Camaz e ciudățelul ăla. Nu știu, nu e nici simplu, nici complicat. E întortocheat în interior, din punctul meu de vedere, cu ceasurile alea, cum sunt poziționate. Nu că aș fi eu vreun expert auto sau ceva, dar așa mi se pare că e halambala, știi? Unul aici, unul acolo și așa mai departe. Nu s-a obișnuit cu genul ăla de borduri, precum e Camazul. Multe ceasuri are. Prea multe. Te salut, Spirit. Nu e mod de remorcă, e pur și simplu mergi cu trenul peste tot. Da, și cum o faci să mergi cu trenul peste tot? Trebuie să fie un mod pentru treaba asta, ca să-ți dea tot timpul numai aceeași încărcătură. Bănuiesc. Că dacă ai luat încărcătura și nu expiră și așa mai departe, o ții tu și o plimbi aiurea, asta e nasol, din punctul meu de vedere. Uuuu.
vina. Te cucu bată lumina. Cântă cucu. Iarii mi vin lovelele. Lovelele. Mulțumim frumos, Flash. Deci să înțeleg că ți-a intrat, cum se cheamă, alocația. Te salut, Claudiu, te salut. Am jucat Hyper, ai salvat. Uite-te la playlist-uri, că am un playlist cu City Car Driving. Numai că mi-am pierdut salvarea și cred că o să încep din nou să dau de permis. Mă gândesc să-l fac un fel de roleplay, ceva de genul, nu știu, o să vedem. Nu ai înțeles, poți cumpăra trenul de la dealer. Cum să cumperi trenul de la dealer, Alex? Cumperi remorca, dar nu și încărcătura. Încărcătura poate să fie diversă, adică nu se poate să găsești chiar în fiecare oraș trenul. Știi ce zic? Dacă tot nu mi-am luat DLC-ul... Caută când ai timp și ai să vezi. Băi, pe acolo îmi spune să o iau, nu? Băi, spune că nu mi-am luat țeapă. Mi-am luat mare țeapă. Acum mă gândeam să sar pârleazul, dar nu mai am timp să-l sar. Pe aici? Hai să vedem. Na. A, da, uite că și pe aici se poate să merg. Ia să vedem. Scania cu 770S-ul. Da, nu știu ce să spun. N-am încercat. Am văzut pe workshop modul că a apărut. La cum... dau să mă bâlbei. Știu că mi-ați zis tot voi că a apărut noua Scania. Că e mod. Surprinzător, a doua zi m-am uitat în workshop, am văzut modul, că e doar de motorizare, după câte am înțeles eu din descriere acolo cât scria el mic. Deci, după mine nu e un mod care să mă intereseze, doar de motorizare, nu. Eu, de obicei, dacă e să folosesc motorizările, eu m-aș limita de la un 400 la un 600, depinde pe unde merg. Dacă e un drum foarte dificil, da, atunci e un maxim, un 750 Volvo. Sau Scania 730. Dar asta doar că sunt motorizările din joc, nu că mi-aș adăuga eu modul. Nu că nu e mare lucru să descarc modul ăla, vorba aia, că e vorba, cred că, de câțiva mega. Dar mai încarc calculatorul cu încă un mod de genul. Sincer, am o groază de moduri de care trebuie să scap iarăși din workshop. M-am abonat la ele și alea rămân mereu acolo. Te-am lăsat că mă duc la muncă. Spor la treabă, Flash. Faci tu cinste? De cât timp te lauzi pinguinul acolo, frate, că cu cinstea aia? Salutare, Power. Deci mă jur, de când tot te aud că te lauzi, că dai o șaorma la Bristol, că dai nu știu ce, cafea, suc, băutură, bere, de toate, frate. Mai taie din ele, dă-le dreacu. Mamă, cum mă depășesc ăștia, ești nebun. De ăștia cu cât merg, mă? Cu 100? Băi, mă fac de rușine în fața lor, ești nebun. Las că-i dau așa. Maximă. Dacă jucăm vineri în ETS, nu știu dacă voi putea face live vineri. Deci... Multe lucruri, nu știu ce pot să fac. Păi te aștept la magazin și nu vii? Dar poți să-mi comanzi, frate. Ia-uzi la el, mă. Apasă pedala până jos. De ambreiaj poți să o apăsi, că nu se întâmplă nimica. Bună, Alexandru.
Mamă, dar câți de Alexandru sunteți? Iarăși. Băi, ăsta vorbește serios, mi-a prins luminile. De serios, mâna sus, care îl cheamă Alexandru, să văd acolo, eu. Pe cuvânt, hai să vedem câte persoane poartă numele de Alex, Alexandru, Shalin, cu litera. Mă jur dacă nu. E predominant, adică 50% mă bănuiesc. 1, uite, Alex. Denis Alexandru, uite. Cătălin și pe el îl cheamă tot. Băi, ești nebun. Și tu, puiu. Băi, ești nebun. Hai că mai sunteți, dar cred că vei rușine să scrieți. Sau au și plecat deja. Pe cuvânt, adică câți de Alex, Alexandru, pe cuvânt. Tot timpul nici... Deci persoanele cu Alex, cu Alexandru, să nu vă așteptați să vă rețin. Adică am pana mea la cât sunteți, să mor dacă nu. Vă încurc în permanență, dacă e... În Polonia. Alexandru Alexandrovici. Ok. Alex Troie. Ionus Alex. Bună seara, Darius. Să zic hi from Brazil. Salve. Cred că așa ar fi corect să spun. Salve, Brazil. Mie poți să-mi zici David. Ok, David. Nu cunosc Power. Nu cunosc gama de la AMD, să-i spunem așa, celor de la ATI. Mă gândesc că RX 580 este ATI Radeon. Te salut, boss. Băi, dacă am iarăși e gol pe aici, atât, frate. Uite, nu mai spidiși cu un tip pe aici, atât, și cred că unul era în peco. Demers merge foarte repede, adică rămân surprins cum merge Iveco. Deci, serios vorbind, chiar îmi place, se mișcă bine. Chiar n-am mai jucat de foarte, foarte mult timp cu Highway-ul. Duce pe low power. Acum n-am umblat la calculator să văd eu pe aici tot un consum acolo ceva. Păi ești nebun, 30 și... Băi, frate, stau bine. Stau pe bine, sunt rău de tot. Și consumul mic. Dar nu știu ce setări ai făcute. Flash din centru? What the fuck, ce e flash din centru? Ah, flash din Itzcani. Acum mi-am dat seama. Deci pe cuvânt își schimbă numele cum îmi schimb eu ciorapii, ești nebun. Farming, când o să mă joc. Da. Da, flash. Răspuns n-am să-ți dau, că nu știu. Mulți se duc în Islanda. Nu prea, Răzvan. Deci foarte, foarte mulți se duc pe Kirkenes. Deci acolo sunt peste 100 de persoane, numai pe un drum. Deci drumul ăla, spunem că are 30 de kilometri, să zicem așa, cu aproximație, din joc. Păi aia 30 de kilometri, credem că sunt peste 100 de persoane. Eu bănuiesc că sunt pe undeva pe la 250 de persoane în momentul de față acolo. Pe porțiunea aia de 30 de kilometri. E un drum întos, stâncos. Pe alocuri trece numai un singur camion. Deci trebuie să cedeze unul din ei, că doi nu încap. Deci n-au cum, unul cade în prăpastie. E un drum foarte tare, foarte, foarte mișto. Eu nu mă duc acolo pentru că e prea aglomerat. Nu că mi-e frică de altceva, nebunii. Nu, am încredere în mine. Dar este mult prea aglomerat pe acolo. Uh,
În afară de Kirkenes? Da, Islanda. Islanda ar fi, cred, al doilea loc. Poate se bate cu porțiunea aia unde sunt dinozaurii. Poate și pe acolo mai sunt persoane pe drumul ăla, că oricum drumul e destul de mișto. Dar pe drumurile secundare. În Longyear, ceva de genul. E deasupra lui Kirkenes când te trimite pe o insuliță. Deasupra la Kirkenes e o insuliță. Trebuie să mergi cu feribotul. Acolo, în insulița aia, este un loc unde apar niște dinozauri. Dar ca să ajungi la cei dinozauri, trebuie să treci printr-un labirint. Am făcut un live jumate sau două live-uri că am făcut, nu? Chat? Două live-uri m-am chinuit să ajung la dinozauri și tot mă rătăceam. Băi, așa de bine este făcut labirintul ăla, încât mă jur, am stat două ore și n-am reușit să ajung la zombalăie dinozauri. Am dat ieri boss la server? Serios? Habar n-am. Sincer, păi eu nu știu nimic. Sunt foarte, foarte obosit în ultimul timp și nu prea mai am timp așa de mult, credeți-mă. Chiar dacă stau la calculator, mai mă joc, în rest atât. Adică joc spre relaxare, dar nu mai acord atenție la detalii. Dar îți mulțumesc frumos. Ok, reducem viteza. Mă așteptam pe ei să fie bariere, ceva de genul, dar nu. Și acum intru în Polonia. Bănuiesc. Da. Da, mi-a dat-o direct cu Polonia. Și îmi dă direct cu bariere în față. Băi, fericire, bucurii la copii, frate. Te salut, spănică. Da, da, la mine cred că da. Sau e default, e default aici, că n-am umblat. Da, o să mă uit. Trag aici pe dreapta și mă uit și eu să văd ce traseu am. Ia să vedem. Ok. Perfect, tragem o frână. Mergem în setări, am deschis și consola, ești nebun. Opțiuni la... Stai, ce am zis că vreau să văd drumul cel mai scurt. Ok, și să vedem la traseu. Întotdeauna, fișare navigație, cel mai bun, cel mai scurt. Te salută, King Blonduțu. Dacă mergești pe single player, da. Da, da, categoric. Cu plăcere, Romeo. Știu că aia este setarea standard, cel mai bun. Dar noi mergeam pe cel mai scurt. Da, da, sunt pe multiplayer. Numai că pe aici nu e cam nimeni prin Polonia. Dar oricum, trebuia să mai merg și eu pe astfel de drum, că n-am mai fost. Adică nu știu dacă am fost pe promot pe drumul ăsta vreodată. La câte drumuri sunt pe promot, mă jur că nu știu dacă le-am străbătut pe toate. Opa, am văzut acum în ultima secundă, frate, că s-a dus la 100 acum. Gata, uite, l-am setat. Te salut și eu, învață. Unde ești în Polonia?
Hai să văd câți kilometri m-am... Oh. Eu m-am 350 de kilometri. Și tot trebuie să merg înainte, să vedem aici atâta pe unde mă aflu. Dar nu știu să spun, pe A2. Ci că mă aflu pe A2. Atâta știu să spun. Și uite că mai văd niște indivizi, că mi-au trecut prin față, pe dedesubt cred că au trecut și mai trec. Cred că e un convoi sau ceva de genul pe aici. Se deschide în tabu. Transporter. Da, da, voi mai face. La Ploc, ia să vedem noi unde trebuie să ajung eu. La Ploc trebuie să ajung. Da, e corect, Romeo. Dacă ești, dacă sunt într-o firmă, da. Te salut, Alexandru. Uitați, un McDonald's. Vrea cineva ceva de la McDonald's, să spună repede. Băi, e peco acolo. Poți să vă iau un litru de motorină, fără să vă cer nimic. Bucovina, Danache. Ce părere am despre T80? E destul de ok, Cosmin. Nu știu unde am văzut T80. Parcare 900 de grade, două pedale, e ok. Dar... la ce preț a ajuns acum T80? Nu știu de ce, că vreau să fac comparație cu Logitech-urile. Te salut, Florin. Nu, eu ți-am zis de ce, știi? Chiar vreau să știu legat de Logitech. Cât ajunge un T80? T80 sau T150 era de 1000 de grade? Cred că T150. Cum se numește DLC-ul cu pentul ăsta? Cum se cheamă? Power Cargo. Un moment. Ia să vedem, 480 de RON nou, dar câte rotații are? La banii nu cred că are 900, mă jur dacă nu. Te salut, Vasile, dar cu luminile alea care pâlpâie, e, dacă nu mă înșel, cum se cheamă, high power sau, nu, cred că e special, special transportul. Cred că e special transportul cu stretoscoapele. Folosește VR și care? Cel din descriere. Folosesc webcam-ul, nu VR. 900 de rotații, super șmecher. Pe cuvânt. 9480, da, se merită. Din punctul meu de vedere, da, ia, pune mâna pe el. Cred că e următorul volan. Dacă mă întreabă cineva, un volan bun și... de... adică chiar e super ok. Până în 500 de lei... 900 de rotații, 9-9-ți. Cu 500 de lei ai putea să-ți iei și un, cred că second, un G27. Cu tot cu schimbător și 3 pedale. Aia e farmecul, știi? Ca și schimbător roșie, 3 pedale față de două. Un cu atu, atâta tot. Pe unde sunt? Polonia. Hai că rupe, 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 rupe! M-am așezat prea în sus, mă lăs mai în jos. Dacă nu îți trebuie schimbător, e perfect, Cosmin. Da, cu siguranță. Eu încă n-am văzut un volan fără pedale, mă jur. Adică dacă este, să-mi spune și mie care-i volanul ăla fără pedale.
Ok, s-a și deschis bariera. Mamă, foarte, foarte prompți ăștia din Polonia. Mașina cum e? Super ok. Chiar astăzi am dat-o roata jos să văd. M-am gândit că e roata dreaptă. Și după câte am văzut, că am chemat și un coleg să se uite și el să-mi dea părerea, cred că e din cauza discurilor. Discurile sunt un pic amuzate. Deci din cauza asta, sroase și mărginile alea s-ar putea să-mi atingă. Înțelegeți voi când calcă, în fine, o chestie de genul mi-a explicat. Dacă nu, pe deasupra discului s-a depus rugină și aia, cumva și aia poate să genereze fluieratul. Dar merg mai mult pe premiza că din cauza uzurii s-a făcut canalurile alea în interior și la exterior de la plăcuțele de frână. Oare pot să-mi iau pe bucăți pedale și după volan Logitech de 900 de grade? La Logitech nu se vinde pe bucăți. La Thrustmaster am înțeles că da, se vinde și pe bucată. Adică vrei 3 pedale, le cumperi după. Te costă pe undeva pe la vreo 600 de lei pedalele, cele 3 pedale. Schimbător vrei la el? Da. E vreo 800 de lei schimbătorul la, la Thrustmaster. Na, ai o viteză, ce să zic. Salut David, te salut George. Destul de scump, destul de scump Cosmin la Thrustmaster în general. Și nu știu dacă e compatibil cu orice volan de la Thrustmaster, adică poate să fie compatibil numai cu T150 sau Thunder sau nu știu cum dracu ce denumire au ei acolo. Mă jur că nu le știu chiar pe toate. Mai ales poate și-au mai schimbat gama, poate au mai apărut ceva nou la dânsii. Te salut, Cristi. Ah, a trebuit să iau o gură de suc. Nu am mai apucat eu să torn în pahar. Din păcate. Da, asta e altă poveste. E aproape sticla gata. Ce volan spui că se merită? Și dacă se merită SH sau nou. SH-urile, sincer, nu știi cât o să țină. Înțelegi cum a fost folosit tot timpul, ca și o mașină SH. Niciodată nu știi cât mai rezistă mașina aia, dar una nouă nu-ți permiți, știi ce zic? Dacă știi că nu-ți permiți un volan să dai 1200-1500 de lei, cumpără SH, frate. Na, asta este. Dar îți iei ceva de calitate. Adică te uiți și la marca. Adică nu-ți cumperi un Acme RS, frate, SH, că ăla e 200 de lei sau cât e, 150 de lei nou din magazin cu, 180 de grade. Înțelegi ce zic? Nu ți-l cumperi cu 100 de lei SH. Na, măcar ți-l iei nou pe ăla. Logitech G29 the best ever. Da, și eu am zis că na, și eu îl folosesc de peste 2 ani de zile, cred că l-am volan și merge impecabil, deci n-am ce să îi reproșez. Arsinte, mulțumesc, mulțumesc frumos. Te salut, Alexandru, încă o dată. Octavian, n-ai ratat nimic, momentan, încă nimic. Mai fă un episod cu motor de pot? A, cu ce? George? Nu știu cu ce ziceai tu acolo, George, să mai fac. 900 de grade are. Tu ai 923. Foarte bine, felicitări. E ciudat, știi, când citesc 923, mă apucă și râsul, pentru că e G29, de fapt, de drept.
Dar au pus 923, adică chiar cu ce, Octaviane, ia spune-mi, cu ce console e compatibil? Te salut, Tuschi. Chiar ești curios. E pentru Xbox sau pentru PlayStation 923? PC și Xbox. Ok. Deci de aia a păstrat 3 cifre, să spunem, că 920 pentru Xbox. A meu este pentru și pentru PlayStation. Te salută, Sebastian. Întrebarea mea veșnică, când mai joc Battlefield? Păi nici nu știu dacă am Originul instalat în calculator ca să-mi instalez Battlefield-ul. Deci pe cuvânt, cu Battlefield-ul chiar e bună întrebarea ta, dar nici eu nu știu să-ți răspund. Și dacă ar fi să-mi instalez, nici măcar eu nu știu ce să instalez, Battlefield 3 sau Battlefield 1. Că nu m-aș mai duce pe Hardline, nu știu de ce. Parcă nu mai am chef de Hardline. Chiar dacă Hardline nu mi s-ar părea mult mai interesant. Dar mi se pare mult mai dificil acum. Intru pe telefonul mamei, ok. Cred că acum fac către oraș, curva. Mamă, zici că e sens, dar e sens giratoriu, aproximativ sens giratoriu, ce să mai, stil sens giratoriu. Ia uite-te și tu aici. Foarte tare. Păi încercăm cu unul, că e cu cai, tancuri, avioane. Da, să știi că da. Unul chiar e super mișto, super reușit din punctul meu de vedere. Mai ales că poți să tragi în avion să omori pilotul. Să vezi cum pică avionul. La fel funcționează și pe Hardline. Dar în Hardline sunt mai mult elicoptere. Și dacă tragi, țintești bine și ai nimerit pilotul, vezi cum pică avionul. Care e cel mai bun pentru PC? Amândouă. Acum ține de fiecare, de gustul oricăruia. Amândouă-s bune, și 920 și 29. Pe harta aia de munte sau deșert? Nu știu despre ce vorbești. Te salută, Flavio. Mamă, cum merg, ba pe o bandă, ba pe alta. Nu mai știu să țin nici măcar banda. Sau trebuie să țin banda în continuare. Stai puțin, că eu dădeam să virez pe aici, dar mai e încolo un pic. Ce moduri ți-aș recomanda? La moduri aici nu m-aș băga să recomand pe de-o parte, pentru că ține de gustul fiecăruia. Dar nu știu care hărți, că sunt o groază de hărți pe acolo și eu n-am jucat așa de mult Battlefield 1. Chiar dacă mi se pare unul din cele mai mortale jocuri, la grafică, printre cele mai realiste. Eu acum ți-am mai zis, eu sprins cu, cum se cheamă, Blood of Steel. Deci joc zilnic de acum, e ceva de genul cum a prins pe mine PUBG Mobile când a apărut, când am aflat de dânsul.
Deci am o lună de când joc Blood of Steel. Am ajuns la level 100 și ceva. Și acum m-am apucat să fac quest-urile, că sunt o groază de quest-uri acolo și de-abia aștept să le termin. Așa, în rest, chiar eu, e un joc pe care vi-l recomand. Uite, un joc gratis pe care vi-l recomand e Blood of Steel, nu neapărat să jucați cu mine. Așa, să-l încercați, că nu vă costă nimic. Știi că a apărut modul cu mâine pe volan și nu e acela care este pe volanul sport. Cum adică nu este acel care e pe volanul sport? Nu înțeleg nimic. Am văzut pe ETS2 până în casă, am intrat și m-am uitat să văd ce moduri am apărut și am văzut modul de mâini. Cu mâinile alea tatuate și nu știu ce. Da, super ok. Poate să-l încerc pe single player, nu știu. Parcă zicea cineva pe acolo cu o donație pinguinul să plec din Paradise, ceva de genul, nu? Pinguinul, parcă trebuia să plec din Paradise. O să vedem cum facem. De ce când faci o cursă de 500 de km trebuie să-ți dea 12.000 de euro, nu-ți dă? Nu știu, Alex, eu n-am puțin treburi de genul. Nu știu, poate că te vede mai slab de înger, te face la bani. Poate ai datorii la cineva și îți trage bani, te păcălește, te fraierește, nu știu. Sincer, ar trebui să mai cheme un prieten când faci o cursă de genul și să vadă și el, să numere el bani. Poate te încurci tu la numărat. Sunt mai multe posibilități, pe cuvânt. Nici nu știu pe care să aleg. Unde? Eu vorbesc de Blood of Steel. Păi ce să fac, Cosmin? Uite, mă plimb. Câți kilometri mai am? Da, nu mai am, că aici atât trebuie să virez și cred că am intru în oraș și descarc. Uite, da, aici este în bloc. Descărcăm și vedem de aici unde ne dă cursa. Chiar sunt curios și eu unde trebuie să mergem. Și chiar, ia să vedem, mai e cineva pe aici? Nu, nici Romeo nu e, că am înțeles că Romeo... era pe aici prin zona atunci. Uite, alt McDonald's, frate. Eu trebuie să descarc la Lidl. Hai să vedem Lidl-ul de aici, atât cum arată. Și când ajung eu la Lidl, să vedeți dacă nu deschide casa 4 pentru dumneavoastră. Te salută, Chiță. Ești la servis? Te salut, Iosif. Urc pe bordură? Aproximativ, mai aveam un pic și o urcam. Și unde am ajuns, frate? Băi, eu m-am învârtit pe aici, iată, și nu știu unde trebuie să descarc. Băi, frate, să mă dau jos din cabină, oare? Hai să dau cu spatele aici, iată, în interior, să vedem. Că îi iau mașina. Îi iau vopseaua la asta cu albastră. Mamă, dar ăsta e un Lidl de ăla mai micuț. E tip Penny. De obicei Lidl-urile sunt destul de mărișoare. Oare trebuia să o bag cu fața și nu cu spatele? O să aflu când îl duc acolo. Perfect, uite că chiar trebuie să mai vrei să o bag direct în rampă. Opa, am urcat-o un pic pe bordură. Am dat și un indicator jos. Opa.
Mamă, dar m-am urcat serios pe dinsul. Opa, hai că dau în față. I-a rămas altceva acolo atârnat în aer, vezi? Scrie în... Hai să zice că în poloneză. Pare mai mult germană, dar în fine. Ok. Stai că îmi face semn cu mătru când se opresc. Gata. Încă un pic. Parcă mai merge un pic cu metre. Încă un pic. Îndrept cabina și gata. Aia e. Descărcăm. Salut, ai idee de ce pe live, pe live stream am 30 FPS-uri, iar pe setări în OBS la video e de 60 de FPS-uri? Pentru că nu-ți duce jocul, poate, în 60 de FPS-uri, Sandelu. Trebuie să verifici și FPS-urile jocului. Chiar dacă îi dai tu în 60, dacă el nu-ți scoate 60, n-are cum să-ți redea în 60, înțelegi ce spun? Ia să vedem, bursă transport. Te salut, Ștefane. Și nu-mi dă nicio cursă de aici. Băi, e nebunie curată ce pățesc eu aici. Pe cuvânt, trebuie să merg și eu să mă pun la somn, înseamnă. S-obosit? Cred că în PECO găsesc... Ba nu, uite, nici măcar în PECO nu găsesc de aia de odihnă. De peste drum, pe acolo, pe undeva. Hai să vedem, uite că mi-arată indicatorul de parcare. Mergem la parcare aia, uite. Și mare țeapă mi-am luat. E parcare rezidențială aici, atât pe cum se pare. Hai să vedem dacă putem să dăm cu spatele pe aici. Poate găsim un loc între mașini să-l băgăm. Uite aici, iată. Uite aici, iată. Am găsit un loc. Ok, încă un pic mai merge. Și asta. Ia să vedem. Am parcat bine? Ui, cât de cât ok, nu? Mi-era să nu dau peste locul de joacă a copiilor. Aia era problema, să nu le distrug. Mă, dar de acolo erau bune să iau arcurile alea. Pe cuvânt, mi le puneam pe camion, de rezervă. Țiapa zilei. Țiapa 1. Trebuie să fac lecții. Nu e nicio problemă, Bogdan, baftă cu lecțiile. Bine că ne-ai zis, măcar să știm. Mamă, dar blocurile astea zici că-s din România, nu din Polonia. Uite, și aici, iată, băi, la fel, mă. Băi, aici e parcare sau e următoarea? Ești nebun? Stai că nu mai văd acum. Cred că asta era parcarea, mă. Stai să o întorc aici, iată. Fii atent ce mare parcare și ce frumoasă e. Așa da, mă, parcare, nu? E goală, dar în fine. Ah, am lovit ceva acolo. Și cumva pe acolo, pe undeva. Uite, acolo, în capăt, trebuie să ajung. Ok, hai să o luăm noi pe aici, atât. Adică, ăsta e un... Băi, sper că nu pic în cap aici, atât. Ia uite. Mama mea. Ăsta e doar două locuri de parcare pentru camioane? Băi, mă pun pe mijloc, știi ce zic? Vorba aia, să nu... Nu-mi place să fiu deranjat. Bună, Căline. Băi, tu stai o leacă, să verific și eu aici. Ofertă cursă, bursă transport. Și apar cursele, da. O să fac o cursă mai micuță. Nu o să mă arunc la una foarte, foarte lungă. Una de 1055 de kilometri către Croația. Trag în ea Croația, să nebunesc dacă nu. Mai degrabă merg 766 până la Satul Mare. Deci, băieți, mergem în Satul Mare sau voi ce spuneți? Sau la Vilnius? Stai puțin, aici ce avem? Asta unde duce? Oho! În Honolulu. Te salut, Matei. Salut, Suceava, drumul bune, colegul. Mulțumim frumos, Pan. Hai la Satul Mare. Hai la Satul Mare. România, Batovina. Bă, am numere de Iași. Încă nu mi-au apărut, nu mi-au scos ăștia numerele preferențiale, știi? Nu știu de ce. Chiar nu știu, au rămas pe celălalt camion, trebuie să le pun aici pe
camionul ăsta. Ia să vedem, chiar, ia să vedem, pot să mă uit? Ia să vedem. Administrare camioane și pe Mercedes, nu? Uite mă, pe Mercedes e pe Bulgaria sau ce dracu scrie acolo? Iași? Iași. Uite mă, uite, acum îmi scrie pe acesta, îmi scrie SV01 Bacău. Băi, frate, dacă mai înțeleg nimic, așa, uite, când intru în joc, tara, vrem să vedem plăcuțele la control, Iași. Voi vedeți? Ca să înțelegeți acum, ăsta este un mini tutorial, ca să înțelegeți și voi cum păcălesc eu radarele, de ce nu iau amenzi sau nu ajung amenzile niciodată la mine, chiar dacă vedeți radarul că mă blițează, chestii de genul. Că așa e în Occident, în străinătate, peste tot, unde trăiește lumea bună. Nimeni nu te oprește, nu te trage pe dreapta, nu te deranjează, îți trimite totul acasă. Eu folosim plăcuțe de matriculare de alea nașpa, pe nașpa. N-are cui, adică alea spuse acolo, frate, să fie. Băi, am diferențialul, să-l scot. Și uite așa, nu primesc eu amenzi, nu primește nimeni. Sau cine primește, sigur, e o mașină mică sau ce-o fi aia, o, poate e de tractor. Abar n-am. Ce părere am de Man F2000? Nu-mi place cum e făcut pe interior deloc. Exteriorul e super mișto. Nu-mi place interiorul. Înainte, parcă prin 1.20 și ceva, la F2000 era un alt interior. Acum s-a stricat, adică arată hidos. Nu e bine făcut, din punctul meu de vedere. Nu e foarte bine conturat. O, ce salut, biluță. Opa, ce-am sărit-o. Și cred că pe aici trebuie să merg. Da. Acolo ce a scris cu WJALGRM e sigur o operă de artă. Un intelect, un inteligent a scris-o. Un mare om în viață. Că altfel nici nu știu cum să-i spun. Băi, și eu cum ajung în firma aia? Băi, ești prost? Băi, ești nebun? Eu am ocolit toată chestia asta degeaba? Mi-am luat mare, 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 mare țeapă. Dar nu cred că aici trebuie să iau cursa. Cred că tot în capitolul ăla și n-am auzit eu poarta raiului. Așa este, de acolo trebuie să o iau. Nu s-a deschis poarta raiului când am trecut eu pe lângă dânsa. Hai să dăm cu spatele, să vedem cum facem noi. Băi, fac un taramboi când ajung acolo la firma lor. Serios, adică dacă știau că e dificil pe aici, atât, trebuia să-mi iese cineva în față, să mă conducă. O escortă ceva. Vorba aia, dita mai patronul, frate, pe camion și uite ce pățesc. Unde e poarta aia, mă? Unde e poarta? Că eu nu o văd. Ai, în capăt acolo, uite-o. Chestia asta pe aici. Băi, cum dracu n-am observat-o? Mă jur, trebuie să-mi iau ochelari de vedere de acum. Uite-l pe Romeo. Uite și remorca lui Romeo. Păi ești nebun. Se întâmplă lucruri ciudate pe live-ul ăsta. Țeapă numărul 2. Asta o iau, altceva nu-mi place asta cu... Aia, asta cu verde și galben, eu zic că a fost făcută special pentru cei din, cum se cheamă, Brazilia, din America Latină. Ăia sunt pătimiți, chiar dacă ești steagul lor. Oricum, tuturor din America Latină le place verdele cu galben. Mie mi se pare hidos, parcă nu se potrivește. Salutare, Giloane! Hai să luăm încărcătura. O, oh, dar ce remorc avem! O, oh, dar ce Volvo avem! O, oh, hai să ne uităm, hai să ne uităm. Ia uitați-vă acolo. Frumos, nu? Frumos. Da, eu am decăzut din drepturi. Am lăsat Volvo în garaj. L-am lăsat să îi se facă o revizie. Dar nici nu mai am Volvo. Și un moment. Bună seara, domnul Romeo. Bună seara, bună seara tuturor. Ai luat cursa la fel ca și mine sau bă, ai în altă direcție? E total în altă direcție, dar nu contează asta. Da? Da, uite, ai văzut, uite, da,
Nu-ți place remorca de la Schweizer Miller? Mie mi se pare cea mai mișto. Ce părere ai despre această remorcă? O secundă că se întâmplă ceva ciudat, au de două ori. Da, eu sunt pe Discord și tu asculti și live-ul. E o chestie logică. Te salut, Dark. Salutare, Giloane, încă o dată. Nu știu dacă te-am salutat. Știu că am citit salutul tău, dar nu mai știu dacă am răspuns. Ok. Acum am auzit bine? Da, 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 acum e bine că am oprit live-ul. Am vreo 3 monitoare în jurul meu. Nu știam pe care sunt. Super. Nu monitoare, TV, da, și așa mai departe, PC, telefon. Și unde ai cursa? Hai că mă bag pe aici prin unde e înghesuiala. Hai că-s curios, frate, cum arată înghesuiala asta mare. Te salut, David. Ok, Gilon. Nu știu, sună urât, Gilon. Nu știu de ce. Sună grotesc, grosolan. Nu știu cum să ți explic. Gilon. Mergem împreună? Sau... Da, da, da. Da, da. Ok. S-o lăs mai încet atunci până ne adunăm. Ok, până aici. Se gelatură în gustau ăștia. Mhm. Să știi, dar am luat-o bine acolo. N-am încălecat, da, da, prea tare. Am văzut, da. Ai dus remorca perfect. Mulțumesc. Te salut, Ruben. Oh, Jojo, te salutăm, Jojo. Ce părere ai de Polonia? Cum ți se pare? Mie îmi place zona asta. Chiar dacă nu am fost pe aici sau nu mi-amintesc. Da, e superbă. E superbă. E ca și în România, pe de-o parte, cu copacii, cu câmpurile. Da, asta seamănă. Dar totuși arată mult mai bine, nu știu de ce. Că nu putea român? Că mai au încă copaci? Nu, departe de mine gândul ăsta. Nu știu, parcă e altfel și grafica și absolut tot. Ceva e diferit. Nu știu ce, dar e diferit. Linia e mai groasă, nu e așa subțire ca în România. E de bună calitate, nu de proastă calitate. Da, probabil. Și la noi linia continuă, e discontinuă. Frate, s-a mai șters. Au și parapeți pe tot drumul și asta e un factor. Da, da. La noi lipsește. A ruginit, l-au dus la fer vechi. N-au mai pus altul. Unu 39, Andrei. Da, ești, Cosmin, cu noi pe live. Ce te face să crezi că tu ești offline? Băiat cu fasole caută fata cu ciolan? Ai grijă tu, Schi, ce cauți, că dacă fata are ciolanul gros... Nu știu, nu știu. Frate... Eu am mai auzit că sunt fete care au ciolan. Adică... Ferească Dumnezeu dacă e la ce mă gândesc eu. O să-ți iese ciolanul ăla pe ochi. Și cum au fost zilele acestea, Romeo, pentru tine? Oh, stai. Început stai. De an super greu aglomerat. Stai că trag un pic pe dreapta, că văd pe cineva aici, atât, și vreau să-l trag pe cameră cu noi. Te salut, Adriane. Adrian?
Ok, hai să... A vorbit? Am crezut că e cu noi, în cursă, cu cineva. Nu, 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 pe Discord. Ah, doar pe Discord. Nu, nu aud, nu-l aud. Nici eu. A, am înțeles, Adriane. Da, el face, el vorbește prin semne cu noi. Ok. I-am dat o oglindă la indicatorul ăla, s-a învârtit odată, exact la punct l-am dus. Noroc că am, cum se cheamă, oglinda cromată. Ok. Uite ce frumos ne încadrăm. Simți acum? Da, 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 întrerupt puțin, dar te auzim. Să, cum, am terminat o cursă pe... Asta pe online, la 75 de kilometri. Dar tu de pe ce vorbești acum, că ți-a de foarte întrerupt? Am trebuit cu microfonul, să le revizionez zilele astea. Am înțeles. Deci ești în curs acum, nu? Da, da. Ok. Tu ai toate DLC-urile? Ai promodul? Da, da. Oh, super tare, Adrian. Am jucat aproape una jumate, acum am început să joc, mai recent, de ieri. Ce te-a făcut să joci, din nou? Te-am atins și mi-ai făcut poftă. Vrei pe Islanda, bănuiesc. Exact, sau... vreau cu să mă pun la punct să joc și eu cu voi. Ok. Ok, nu-i nicio problemă, mai facem curse prin Islanda. Chiar nu am fost pe Islanda de foarte multă vreme. Da, da, o să facem traseul ăla, că ăla e frumos. Da. Pe care l-am văzut ieri pe live sau... Da, 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 da. Da, da, ăla. Să-ți recomand un tir bun pentru început, Volvo, are motorizarea cea mai mare. Deci Volvo ți-o recomand cu cea mai mare plăcere. Poți să verifici și tu toate reprezentanțele și o să vezi că numai pe Volvo găsești motorizare de 400 și ceva, dacă nu mă înșel, din prima, adică e super strong. Celelalte îți dau 300. Ceea ce înseamnă foarte, foarte mult. Dar știi cu ce e mișto, Romeo, să facem cursa pe acolo? Cult cu ce? Cu Manu. Și cu lemne. Da, Manu, Manu chiar mi-a plăcut la un moment dat, parcă de el e vorba, dar când da. M-am obișnuit mai bine, atunci da, am spus să-l las. Da, pe Scania ne-am dus. Și cred că a fost sentimentul mai multor, dar nu numai al meu. Și a meu, mă jur, da, mă exact. Jur. Mi s-a rupt chiar inima când l-am lăsat. Nu e foarte estetic, foarte nu știu cum, dar băi, așa de comod și de confortabil era să joci cu dânsul, încât mi s-a rupt inima că mă duc pe Scania, frate. Adică e un camion bun, Scania. E atractiv, e frumos, e plăcut. Dar Manu m-am atașat sentimental cumva de dânsă. Da, așa și eu la un moment, da? Dar... Da. Eu să-mi pun microfonul pe mult, având în vedere că nu mă aud prea bine și revin în zilele următoare pe Discord. Adică stau aici, dar nu vorbesc. Ok, nu e nicio problemă. Bună seara, Trică. O, te salut, Trică. Te salut, pe cine trebuie să-l salut? Că am început cu salut, uite, Petru, pe tine te-am observat și nu ți-am zis. Nu știu ce a scris John. Da-s curios chiar, John. John, ce ai vrut să-mi scrii tu acolo încât să aștepți mesajul n-ai bătut? Că sigur e ceva de bine. Oh, bună, Ovidiu. Ce face domnul Ovidiu? 2 secunde. Ok. N-am apucat să probez alea pe cuvânt. Nici o problemă. Trebuie să cauți niște poze mai rezoluții mari.
Mai? Okay. Mai mare. Da, că clientii pe remote te pierde calitate. Poate că îi dau eu la Photoshop acolo calitate să... Da, nu. Eu le fac în 1920. Chiar, ce părere aveți de wallpaper-urile care le-am creat eu? Traducere liberă? Ce sale? Poze ca ți le-am dat ție. Mie îmi plac, e altceva. Chiar îmi plac. Le-ai văzut pe toate? Da. Și ai văzut-o și pe aia cu roaba? Da. Da, da. E diferit aia. Da. Aia cred că a fost cea mai, să spun, diferită față de restul. De la un perete, că ideea a fost peretele, ce pot să-i fac? Că mi-a plăcut mult peretele, știi? Da. Vrei să-ți zugrăvești? Păi eu i-am adăugat o gaură, o crăpătură pe lângă, o roabă, o cărămidă. Are niște cauciucuri. Da, cauciucuri. O tabletă cu Goodyear-ul, parcă era... Am căutat scrisul cu Suceava, lemnul, tot. Deci numai peretele era acolo, atât. Restul tot e de la zero făcut. Probabil că când, în momentul când le, să zicem așa, le dai, pe Discord ți le reduce. Da? Ok. O să le încarc. Trebuie acolo că sunt mari sau atât să le zici ca moduri și descarc după aia. Păi cum aș putea? Pe Ingur să le încarc? Nu, o să dai un link acuși. Ok. Dacă te mai țin minte, Alex, iar fumez ca nebunul. Păi ce naiba să fac? Bună, Ovix. Te salută, Lil. Merge online, ți se doi împrumutat de pe net de la pirata? Nu, trebuie să-l cumperi. La 25 de lei nu cred că e foarte mult. Dacă îți place jocul, desigur, dacă te atrage și ai vrea să-l joci și multiplayer, cu siguranță merită, zic eu. Bună seara, domnule gamer. Da, și azi v-am zis că la mine pușcheia o roată. Fluieran, nici nu știu cum să-i spun. Prima oară m-am gândit, bă, o fi rumentul, nu o fi rumentul. Și încă nu sunt convins, dar trebuie să o duc neapărat. Azi e n-am mai... plictiseală fluiera. Da? Da, o conduc zi de zi. Deci am dat jos roata. Bănuiam că e cea din dreapta față și am dat-o jos astăzi. Și ce să vezi, că îmi zice colegul că e discul prea uzat un pic, știi, și a făcut caneluri de la frână. Și că ar trebui să schimb discul cât de curând, știi? Ca să n-am probleme de gen, nu că n-ar mai duce până se termină plăcuțele de frână, știi? Că alea mai mult de jumate în carne, știi? Cam trei sfert, cam un sfert uzate, după aproximări de astea așa, din ochi. Acum nu știu, stăteam și am căutat pe net, am găsit la 100 de lei discul. Bucata, adică e destul de ok, prețurile sunt destul de acceptabile din punctul meu de vedere, știi? Că astea nu le schimb decât o dată la 10 de ani, poate. Depinde de kilometri. Da, mai ales eu cum fac numai un oraș, numai o frână. Hai să bem. I am from England. Oh, nice, nice. Aveți ceva să spuneți în engleză? Că eu nu mă încurc. Nu știu hi, să John. Uite, hi. Hi cu noi, John. Pe canalul 2. You alright, mate? A pus-ul din spate? De unde? Din oglindă? Acolo te uiți tu? Salve, băi! Corect, ești român, jet beget, deci nu te schimbi. Sofie, da, se vede.
Nu, serios, chiar e o provocare să mergi cu Manu cu motorizare de 500 sau cât are el, cu o încărcătură de 24 de tone pe acolo. O să ducă fără probleme, garantez asta. Cu lemnele alea, 24 de tone? Da. Garantat, okay. O să ducă. Atunci băgăm ceva mai greu. Aceeași remorcă pe care am avut-o? Mergem prea sus. Da? Deci e bine așa cum am zis. Ok. Sau luăm o remorcă joasă. Râd de Ovidiu, știi? Hai cu un K. De pe am ajuns la 120 de like-uri, tu vrei un K? Mă poate ajuta cineva cu o problemă la FS2? Wow, ce iubita? Ce ai acolo? Wow! Wow! Dar cine ți-a luat acoarele? Vai, dar ce frumos, bebe! Da, a primit cadou, cred că i-a cumpărat mai exa, dacă nu. Acuarele. Acuarele, da, e mult mai frumos o să vadă acum pe pereți acuarela, e, da, e adevărat. Nu, o să se vadă pe mâini, că cu pensonul prea se... Nu-i prea place, mai mult cu degetul. Da, păi așa începi, întâi pe mâini, pe haine și apoi mai departe. Am înțeles. Cum poți vorbi pe S2 Multiplayer? Apeși pe tasta X, pe stație. Uite, sunt acolo, vezi? Îți spune pe ce canal sunt, se poate modifica și tot așa. Poți să schimbi de la... Parcă 24 de canale sunt, nu? De stat, eu așa le țin. Sau 20. Da, tu ești, wow. Nu, dar asta spune... fiica mea tot timpul. Când îi place ceva, când e foarte fericit, zice wow. E fericirea ei, e exclamarea ei de fericire. Când am făcut 25.000 de abonați? Păi, nu știu, caută în istoric la mine 25.000 și vezi dacă scrie pe undeva. Sincer, nici nu mai știu când. Când am făcut chiar 25.000 de abonați? Bună întrebare, că și eu mă întreb asta. Întrebarea mea e când fac 50.000 de ca. O să ajung oare? Mulțumim, mă. 25.000 parcă s-au făcut anul trecut prin... la sfârșitul toamnei sau ceva de genul, dacă nu greșesc. Da? Da, din câte îmi amintesc eu. Dar nu am 24.500, ceva de genul. A, nu ai 25.000, ai 24.000, ce discutăm. Da, ai 24.500 sau 450 sau 550. Aici nu mai știu nici eu, sincer să vă spun. Dar oricum seamănă. Deci ce ți-e 24, ce ți-e 25? Acum 1000 în plus, în minus, la câte mii am. Salutare, Andrei. Da, zici ceva, Trică? Că nu-l mai văd. Păi ne-a salutat. Am înțeles. Unde stau în Suceava, în cartierul Georgenescu? Da, cu siguranță, 24.000 am făcut, cum ai spus și tu, pe la sfârșitul toamnei, dacă nu mă înșel chiar, după august. Da, eu mi-am amintesc ceva. Cred că mai mult de 24 erau atunci, nu știu, sau doar 24. Anul acesta faci cu siguranță peste 25.000. Da, da, Cristian, la asta mă aștept și eu. Adică eu mă aștept să fac 30 și 35.000, ceva, un 10.000 să fac anul acesta. Cam asta e prognoza mea, știi? 10.000. Adică ar trebui să fac aproape 1000 pe lună, ca să zic așa, cu aproximație.
ceea ce nu stă în picioare. Dar nu zic hop până nu sar gardul, e o vorbă la noi. Ești pe locul 2561 la YouTuber în România. Pe cât? Băi, frate, nu știe nimeni de mine, ești nebun? Vai, vai. Nu, chiar e bun asta, wow, pe cuvânt. Pe cât? Pe 2500? Băi, tu știi cine sunt eu, mă, în locul 2561? Dacă trag o veșină, poate ajung pe 2560, ești nebun. Dacă o dau pe live, sigur explodez. Ajung în 2466. Da, glumesc. Pe live o să fie pe primele locuri. Da. Dacă se întâmplă pe live. Da, stai seama. Vine cineva, nu vine nimeni. Liber. Te salut, Cristian. E popular, nu? Noi bai, frate. Mai bine așa să nu știe lumea de mine. Să fiu o surpriză plăcută pentru toți. Dacă o să dorească să mă cunoască. Te salut, Măruță. Foarte frumos din partea ta, Cristian. Chiar îți mulțumesc frumos. Mai pun și eu pilotul automat. Poate scoți și eu un consum mai bun. Chiar nici nu știu la cât s-a dus consumul acum. 37,6, ești nebun? Dacă mă chinui, fac și 35. Acum pe urcare un pic, 66. Media 45,6. Oh, să mă așez încă o dată, mai confortabil. Chiar am uitat să-i mulțumesc lui Flash. Băieți, pentru... eu trebuie să ies și revenim mai târziu la ea. Mai bine. Ok, ok, Ovidiu. Baftă. Tu auzi că aici trag clopotele? A murit cineva în sat. Dar nu știu cum se face că de fiecare dată trag clopotele. Mă mir cum de mai sunt... locatar pe aici, ca să zic așa. Băi, frate, e jale mare aici în sat. Deci popa ține slujba acum, ești nebun. De pomenire, cred că. Salter, bubu, tata, scrie Sofi. Tata, nu e aici, Sofi. Geo! Mulțumim frumos de donație, Geo, să rămână. Hai să dăm muzica mai încetul, să auzim și noi. Cântă Cucu, celebru Cucu. Cântă Cucu, bată albina, de răsuna Bucovina. Da, cântă Cucu, bată albina, de răsuna Bucovina.
Mă pupă, uite, voi pupăcioșilor, ce sunteți voi, pe cuvânt. Ia uite ce pupăcioși sunt ăștia doi ai mei, și George și Sophie. Mamă, ce mișto melodia asta. Ia uză. O iubesc melodia asta. Ia, o dau la maxim, cer scuze cea, dar îmi place la disperare. Ia. Da, da, tot timpul mi-am amintesc de roleplay-uri, mă jur, și nu vreau să o uit niciodată, chiar mi-a plăcut, mi-a făcut foarte mare plăcere să filmez acele roleplay-uri. Chiar, Romeo, te-ai uitat la roleplay-urile mele? La câteva, da, alea mai de la început, probabil. Și, sincer, a ta părere? Păi sincer. Mi-a plăcut. Păi mi-e plac. Oricum. Chiar mi-au plăcut. Dar ai văzut cea cu Dacia? Și sunt filmate în 4K, adică... Corect. Cel cu uite. Dacia? Da. Nu, dar foarte puține lume au observat că toate roleplay-urile sunt 4K. Da, toate. Toate. Asta am văzut și eu, da. Toate sunt 4K, sunt randate în 4K. Încât să fie claritatea maximă, cât o pot scoate eu cu Movavi. Da, sunt în privința asta, da. Da, și chiar se vede foarte bine pe roleplay-uri. E da, calitatea chiar care chiar mi-am dorit-o să o expun. Cel cu Dacia, când îi vindeam lui, cum se cheamă, lui Strudel. Ba, nu știu dacă l-am văzut pe ăla. Ba, e cea mai caterincă, frate. Pe lângă cel din Farming, din FS19, aia e caterinca maximă cu Dacia. Îi prezenta mașina când ți-o vând. El, nu-ți mai zic mai multe, ar trebui să-l vezi. Sau cred că l-am văzut. Sau cred că l-am văzut. Dar sincer nu mai am amintesc. Am ajuns pe locul 2560 deja. Băi frate, de ce eu v-am zis? Eu dacă mai mă încordez odată s-ar putea să pierd două locuri, ești nebun? Deci mai degrabă stau calm, așa flexat și ne uităm mai târziu pe ce loc ajung. Mie să n-ajungă pe locul 1. Să iau fața lui. Cred că, bă, dar chiar, cine este pe locul 1 în România? Și bănuiesc că nu e Shelly. Deci bănuiesc că nu este Shelly. Mă gândesc că poate este Tralalau sau alte canale de genul. Sau alea cu Super Glue ăla sau cu ce dracu e chestia aia care se joacă. Max Infinit n-are cum. Max Infinit n-are cum să fie pe primul loc. Crede-mă, e prea mic. Adică când zic că e prea mic, mă refer că mai sunt, sunt mulți pe care știu eu mult mai mari. Seara bună, băieți. Eu voi merge pe live. Ok, Adriane. Seara faină. Ok, Alex. Ai cam prins viteze, ești nebun? Nu-l mai pot controla. Nu-l pot stăpâni. Te salută, Nicolas, te salută.
Băi, care e butonul? Că m-am încurcat, ăsta e. Mă jur că nu mai știam care e de la pilot automat. M-am pierdut pentru o fracțiune. Chiar nu am mai intrat de mult pe multiplayer. Nici nu mai mi-am trezit de anul trecut. Chiar nu mi-am trezit. Dar n-ai fost la convoi? Anul ăsta nu, păi tocmai am zis că nu am intrat la... Nu, dar mă gândeam că poate ai uitat. Dar nu era. Am înțeles. A fost super mișto convoiul. L-am văzut, da. Adică... Live-ul l-am văzut. Deci sunt cel mai mândru de acel convoi până acum. Deci primul convoi a fost cel mai venit, roșu. A venit da. Foarte mulți. Și chiar le mulțumesc încă o dată că au venit la convoiul meu. Abonați, da, da, da. Da. Chiar s-au mobilizat lumea. Și au fost și respectoase, pe de-o parte. Unul, doi care au mai fost cu depășiri, dar na. Pădure fără uscăciuni. Da, sunt inevitabile astea. Categoric așa este, wow, cu tralalau, pentru că crede-mă, am copil, deci... Vrei, nu vrei, dai de tralala. Ajunge momentul ăla că frate, trebuie să-i dau ceva să aibă ceva ocupație și pui tralala. Și e foarte frumos tralala, sincer. Te stresează? Păi, nasol să aud chestia asta. Înseamnă că e eficient botul. Pe de o parte. Acum nu știu la care barieră să mă îndrept. Cred că la asta. Pe partea aia nu-mi plăceau că era plin de poliție și mă intimidez când îi văd. Iar am ajuns pe 2561. Băi, frate, băi, mă bat cu unul acolo. La sânge, frate, la sânge mă bat cu el. Bună, Mariane. Pe locul ăla de 2560. Pe cuvânt. Nu, dar vorbesc cu YouTube-ul. Deci îl revendic, frate. Moștenire de la tata. Mi l-a lăsat mie, deci să nu mai prim pe unul pe acolo. Opa, că pe aici trebuie să virez. Am pus un pic de frână și aproape că mi s-a oprit camionul. Mă gândeam că ești foarte aproape de mine și am zis că acum să vezi cum... Poc! Nu, respect. Păstrez o distanță. Respect și ție, Stelian. Te salut, Marian. Am dat să vă salut pe amândoi, dar nu mi-a ieșit. Aici e unul singur, așa mai merge. Treacă, meargă. Dacă erau doi, o coleam. Ucraina? Pe aici drumul e bombardat sau încă nu? Transcarpatia? Carpatia? Sper că am pronunțat corect, Transcarpatia. Nu știu. Carpați, știi, Carpatia sună, frate, așa de ciudat. Regiunea Transcarpatica. De acolo scria Transcarpatia. Știi? Da, bine, eu am zis pronunția în română. Cum stai la combustibil? Că de-abia mi s-a dus jumătate de rezervor. La combustibil? Păi, ce am consumat? Două linguri de motorină? Două linguri? Am jumătate de rezervor. A, ca și mine. Dar nu merg până acolo la Cernobâl. Te salut, Gabriel. Nu folosesc moduri. Categoric nu mi-am pus toate stegulețele, crede-mă. Am fost un om foarte, foarte limitat la treaba asta, live-ul ăsta.
De obicei... Le am eu par prins puse și abia te văd în față. Da, știu, de aia am zis că nu le mai pun, frate, că sigur lumea nu o să mai vadă nimic de ele. Opa, pe aici. Cred că o să fac zi, frate, că e prea întuneric pentru mine. Ia să vedem dacă merge. Opa, să îndrept volanul, o las mai ușor. Gata. E much better. Much, much better. Bine ai revenit, puiu. E vecul prea greu. Da, corect, corect. Mie că-mi pică parbrizul. Acum m-am uitat pe... M-am uitat la canalul de YouTube. A făcut live. Oh, super tare, adică e viața mea. Deci ce să-ți mai spun? Bine că mi-ai zis, frate, uite, asta n-am mai știut-o. Ești nebun? Opa, opa, că mă uitam în altă parte. Trebuie să frânăm aici. Am ajuns la Mulcaci. La ce? Mulcaci. Mulcaci. Mulcaci, da, Mulcaci, o localitate. Da, îmi dau seama. Ai fost? Nu, de unde? Băi, ia uite. Ia uite drumurile noastre toate. Băi, n-ar trebui să ne brevetăm drumurile? Că văd că ni le ia alții, frate. Nici măcar drumurile nu știm să ni le păstrăm, frate. Ni le fură ăștia. Probabil că au plătit licență ceva băieții de au făcut la fel ca noi. Bănuiesc. Ah, mamă, dar mi-e sete într-una. Unde merg? La satul mare. Mergem la satul mare. Da, da, chiar acolo. Tot timpul mă încurc când să zic satul mare cu baia mare, nu știu de ce. Am o problemă. Le confund de fiecare dată. Cine e din satul mare să ne aștepte la intrare în oraș acolo. Cu pâine și sare. Exact. Și un par de ceva. Pe ultima doar putem merge. Oh, eram sigur că fac prostia asta. Poți da un pic înapoi? Uf, am virat-o prea brusc. Mamă, bordura aia, frate, zici că e zid. Primesc crash light-ul de la orice mod posibil. Ce pot face? Nu mai încerca modul, Octavian. Da, da, așa se numea. Da, așa a fost creat prima și prima oară Master TSO. A fost celălalt nume a meu, știi? După care m-am săturat de nume englezești, nume de genul, știi? Și am trecut pe nume românești. Nume de localități, de județe, de municipii. Frate, dacă mă ține ăsta la barieră,
Nu știe să citească. Nu, te caută și în buzunare. Te salut, Daniel, te salut, Nicușor. A zis că... Merită Fernbuz să te plictisești sau nu? Fernbuzul e cam plictisitor. O, România, am intrat în România, ești nebun? De-aia că ești român. De-aia te ține mai mult. Nu mă recunosc ăștia, frate. Da, să știi. Simte accentul. Care accent? De italian. Va pa un... Se mută în Șcheia. În Șcheia nu, nici în Ițcani. Șcheia și Ițcani sunt interzise pentru mine, pe de-o parte. Sunt prea multe persoane de altă etnie, ca să zic frumos, pe live. Și nu, n-aș vrea să trăiesc printre ei, că e dificil de, pe cuvânt. Mai ales să fii nou acolo, să nu te cunoști cu ei. Numai vecini de genul nu ți-ai dori. Băi, și-am ajuns în satul mare. Da, da, da. Botoșan, rău, dacă e mai... Botoșanul e luat pe de-o parte, e bunicul Florentin de acolo, ce să mai... Nu mă bag. Nu știu dacă se merită cumpărat. La grafic e numărul 1, din punctul meu de vedere, aproximativ. Deci din simulatoarele de camioane, autocare, chestii de genul, da, e numărul 1. Dar n-ai o poveste, n-ai nimic, ai doar experiența, atâta tot. Un Baia Mare rău e ok. Dar am văzut un Sibiuro, un Piteștro. Deci mai sunt, uite. Aș. Chiar, ce youtuber mai știți voi din Suceava? Personal yeah. Niciunul, afară de Suceava Ro, chiar sincer nu știu. Eu mai știu încă... Nici nu am avut timp să stau să-i caut, nu știu. Corect, dar nu, n-ai vede un să știi după numele lor, clar. E Soată Fac. Mai este, cum se cheamă, Nicolas. Soată Fac? Da. Da. Nu știu, nu, pe mine mă trebuie în engleză, tu ar trebui să știi, să traduci. Na. What the fuck, da, dar ce aude o soată, n-am auzit niciodată termenul ăsta de când sunt eu aici. Nii habar n-am ce înseamnă. Soat e altceva. Mă rog. Fiecare cu damblalele lui, ca să zic așa. Și uite că am ajuns și la sfârșit. Da. Nici nu știu când a trecut timpul, mă. 2 ore. A trecut deci, foarte repede. Mă jur, ca niciodată. Da, mie mi-a făcut o deosebită plăcere ca de fiecare dată. Chiar nu am mai trecut de mult pe multiplayer. Am făcut o cursă împreună. Foarte plăcută iarăși. Da. Îmi place foarte mult la Volvo-ul tău. Mă jur dacă nu, e fantastic de frumos. Știi că îmi place Volvo cu paint-ul ăsta. După mine e cel mai reușit. Paint și camion. Mi se potrivește perfect. Mânușa. Scania e diferit la paint-ul ăsta. Și Scania și Manu. Chiar uite, data următoare cred că o să fie cu Volvo. XF-ul ăla. Sau vedem. Discutăm.
Da, acum eu vreau să vă mulțumesc frumos tuturor care ați fost alături de mine. Eu sper să ne vedem și data următoare cu un nou live. Până atunci vă urez o seară cât mai plăcută să aveți. Noi vă salutăm. Pa, pa!